Salutare, sunt Ștefan Bogdan, ne aflăm la librăria Două Bufnițe și astăzi să vorbim despre cartea Prinț și Cerșetor, publicată de editura Hera și scrisă de Mark Twain. În cartea Prinț și Cerșetor este vorba despre doi băieți, Tom Canty și Edward al VI-lea, care printr-un simplu schimb de veșminte a făcut și schimb de vieți. Tom Canty este un băiat născut de o familie de cerșetori în curtea gunoailor. Familie din care tatăl și bunica erau abuzivi, iar surorile și mama erau iubitoare. Cel de-al doilea personaj principal este Edward al VI-lea, prințul țării Galilor. Povestea urmărește dificultățile întâmpinate de cei doi băieți de a se adapta la noile lor vieți. Pentru Tom Canty, cea mai mare provocare a fost momentul în care regele a murit, iar el a fost nevoit să urce pe tron, deoarece toată lumea îl credea rege. Cuvintele de încheiere, rostite cu solemnitate, fură: regele a murit! Toți cei din măreața adunare își plecară capetele în piept, ca la un semn. Rămaseră așa câteva clipe, cufundați în tăcere de plină. Apoi, toți căzură în genunchi, își întinseră brațele spre Tom și izbucni un strigăt puternic, care părea că vrea să cutremure din temelii clădirea. Trăiască regele! Pentru Edward al VI-lea, cea mai mare dificultate întâmpinată a fost atunci când a trebuit să se alăture grupului de bandiți din care făcea parte tatălui Tom Canty. Larma aceea îl făcu să tresară în chip neplăcut și își scoase capul de sub paie, ca să vadă de unde venea. O priveliște respingătoare îi se înfățișă ochilor. În mijlocul podelei, la celălalt capăt al grajdului, ardea un foc zdravăn, iar în jurul stăteau tolăniți o ceată pestriță de lepădături, golani și borfași de ambele sexe. Că nu mai întâlnise nici în cărți, nici în visele sale cele mai negre. Recomand această carte deoarece ne învață să nu judecăm după înfățișare și să ne apreciem viața așa cum este. Cam atât a fost pentru astăzi. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut și să vă abonați la canal. Vă aștept data viitoare la librăria a Două Bufnițe.